la Radio Links. Tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Radu Georgescu și urmăriți sinteza săptămânală a evenimentelor internaționale cu impact global. În această seară vom discuta despre un subiect destul de interesant, și anume parteneriatul estic și implicațiile sale. Vă invit să ne adresați întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook a Radio Links România. În această seară am plăcerea de a o avea alături de mine pe doamna Ileana Racheru, doctorand al Facultății de Științe Politice și consilier de furnizare expertiză în cadrul Institutului Diplomatic Român. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Așa cum aminteam la început, discutăm despre parteneriatul estic, ce reprezintă o inițiativă politică a Uniunii Europene, implementată în Europa de Est și zona Caucazului, Sudul Caucazului, exact, și care cuprinde ca și parteneri Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Doamna Racheru, cum a pornit parteneriatul estic și ce reprezintă, în primul rând, să încercăm să înțelegem? De fapt, dacă ar trebui să ne uităm, cred că un pic la sfârșitul anilor 90, când Uniunea Europeană a propus primele cadre legale de cooperare cu fostele republici sovietice, bine, în afară de Federația Rusă. Foste republici sovietice din cadrul CSE. La momentul respectiv au semnat acorduri de parteneriat și cooperare, cu excepția Belarusului, care, mă rog, nu a fost, acest acord de parteneriat și cooperare cu Belarus nu a fost semnat din cauza măsurilor autoritare, aproape dictatoriale, adoptate la momentul respectiv de actualul președinte, care, în fine, este încă în funcție, Alexandru Lukashenko. Însă, cu Moldova, cu celelalte 5 state care sunt acum în parteneriatul estic, au fost semnate aceste acorduri de parteneriat și cooperare. Ulterior, undeva prin 2003, a fost inițiat, pe baza acordurilor de parteneriat și cooperare, a fost inițiată politica europeană de vecinătate. În politica europeană de vecinătate este practic un cadru de cooperare al Uniunii Europene, atât cu foste republici sovietice, cât și cu statele din vecinătatea sudică a Uniunii Europene. În 2009, la inițiativa Suediei și a Poloniei, a fost creat parteneriatul estic ca formă de cooperare între Uniunea Europeană și cei 6 vecini aflați cel mai aproape practic din vecinătatea estică, cei pe care deja i-ați numit. Acest parteneriat estic practic a fost deschis doar pentru 5 state, cu excepția Belarusului, având în vedere faptul că, în fine, Belarusul este deja o dictatură. Discut puțin și haideți să vedem și platformele acestui parteneriat estic. Da, există 4 platforme de cooperare, nu toate sunt deschise pentru cele 5 state, practic, pentru că, de fapt, de la început nu a fost deschisă platforma de cooperare economică cu Azerbaijanul și Belarusul, pentru că acestea nu sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Însă, cele 4 platforme sunt, practic, dialog politic, dialog în probleme de politică externă și în probleme de securitate. A doua platformă se referă la, practic, ceea ce înseamnă bună guvernare, drepturile omului, libertăți politice fundamentale. A treia platformă se referă la cooperarea economică și, în sfârșit, cea de-a patra platformă înseamnă, ar presupune încheierea unui acord comprehensiv de cooperare economică, în engleză ar fi DCFTA, Deep Comprehensive Free Trade Agreement,
Însă acesta nu poate fi încheiat, așa cum am spus deja, cu Belarusul și Azerbaijanul, pentru că nu sunt statele respective, nu sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, iar încheierea unui astfel de acord pornește de la trebuie să aibă la bază implementarea regulilor din promovate de Organizația Mondială a Comerțului. Să încercăm să ne uităm puțin și la fiecare dintre aceste state care sunt în parteneriatul este care beneficiază și de expertiza Uniunii Europene pe alocuri. Haideți să începem cu zona Caucazului. Ne referim puțin la Georgia. Știm că de curând au avut loc și alegeri prezidențiale. Avem un nou președinte, Georgi Margvelashvili, dacă nu e șel, și scutia a avut loc pe 27 octombrie 2013. Ce semnifică această victorie și cum putem vedea Georgia în acest context? Victoria, în primul rând, putem să spunem că este un lucru pozitiv, este un lucru pozitiv faptul că alegerile au fost organizate în mod corect, potrivit standardelor organizației de securitate și cooperare în Europa. În același timp, Victoria aparține coaliției care, ca să spunem așa, s-a aflat la guvernare. Cel care a câștigat alegerile prezidențiale este oarecum un necunoscut, dar este susținut de premierul Georgiei, cunoscut ca fiind un individ foarte bogat, care avea dublă cetățenie, atât rusească cât și georgiană, și care se pare că s-a îmbogățit făcând afaceri în Rusia. În același timp, Victoria acestea duce la practică încheierea unei perioade de tensiuni politice în Georgia între premierul Saakashvili și premierul Ivanishvili și președintele Saakashvili. Practic, până la acest scrutin, în Georgia, situația a fost una de coabitare politică, în care premierul avea o culoare și președintele o altă culoare politică. În același timp, victoria reprezentantului, să spunem așa, visului georgian, că acesta este partidul din care provine noul președinte, poate să anunțe oarecum reluarea relațiilor cu Federația Rusă. Însă, în mod sigur, va fi o reluare pragmatică a relațiilor cu Federația Rusă. Pe de o parte, pentru că în Georgia, practic, este imposibil să vii cu o platformă de politică externă pro-rusească. Și pe de altă parte, pentru că Federația Rusă de curând a impus anumite restricții, în fine, de fapt a interzis accesul pe piața rusă pentru 28 de produse georgiene. Asta mi-a amintit de Republica Moldova cu exact producția de vin, dacă ne referim aici. Haideți să mergem și aici înspre Armenia și Azerbaijan. Știm că relațiile între cele două state sunt destul de complicate. Da, foarte complicate sunt. În primul rând, relațiile dintre cele două state sunt foarte complicate din cauza conflictului din Nagorno-Karabakh. Conflictul, să spunem așa, s-a desfășurat în principiu în anii 90. Ulterior au fost în continuare tensiuni armate, dar nu a fost un conflict propriu-zis. După acordul de pace din 1994, Armenia a ocupat practic o treime din teritoriul Azerbaijanului cu ajutorul Federației Ruse. Pe de altă parte, situația este dintre cele două state, situația tensionată este evident întreținută de Federația Rusă. Federația Rusă, în mod constant, a înarmat Armenia, de altfel are și baze militare în Armenia. În același timp, Azerbaijanul și el se înarmează, profitând de faptul că are importante resurse de petrol și își permite să achiziționeze armament. Însă, în această vară, spunem, tensiunile între cele două state au escaladat pe fondul unei decizii a Federației Ruse de a furtiza, de a vinde armament de această dată Azerbaijanului. Decizie care a fost luată în timpul unei vizite a lui Vladimir Putin în Azerbaijan,
o vizită care a venit după o perioadă însemnată de timp și în fine, măsura trebuia să constrângă oarecum Armenia să renunțe la acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Iată că ecuația este foarte complicată. Este și o întrebare din partea unui spectator. Presiunile politice și economice provenite din alte centre de gravitație politică, îndreptate împotriva celor mai avansate state ale parteneriatului estic, nu va descuraja consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană? Ba da, cred că Armenia este un exemplu în acest sens. Pe de altă parte, se vede cazul Moldovei, de exemplu, în care Uniunea Europeană a decis să achiziționeze, în fine, să permită practic accesul vinului pe piețele sale, fără restricție, încercând totuși să rezolve situația cu exporturile de vin moldovenesc pe piața din Federația Rusă. În același timp, evident că și Ucraina a avut pierderi însemnate, având în vedere faptul că Federația Rusă a interzis importurile de ciocolată din Ucraina și de produse din oțel. Și care ar putea fi să ne apropiem puțin și de granițele României, să ne referim puțin la Ucraina. Totuși, vorbim despre un stat mare, atât ca și suprafață, atât ca și populație, ca și potențial. Și miza jocului, atât între sfera rusească și a Uniunii Europene, cred că este destul de mare. Pe Ucraina ar trebui să fie cea mai importantă miză, având în vedere faptul că, totuși, uităm un pic că liderii de la Moscova, decidenții de la Moscova, gândesc oarecum în termen de hard power, și anume, în fine, este acea mentalitate clasică a lor, dacă Ucraina, mă rog, Rusia pierde Ucraina și pierde vocația de imperiu, în special în contextul în care Vladimir Putin a lansat în campania pentru ultimele alegeri prezidențiale un nou proiect integraționist rusesc, și anume Uniunea Eurasiatică. Iar unul dintre cei mai importanți piloni ai Uniunii Eurasiatice este Ucraina, adică practic Uniunea Eurasiatică nu se poate face fără Ucraina. Iar Moldova este un judecător aproape neînsemnat, dacă să ne gândim. Și cum se prezintă situația la nivelul societății ucrainiene, de această divizare între cele două opțiuni? Este o chestiune foarte interesantă, de data aceasta, în cazul Ucrainei. Dacă din 1991 până în prezent, în principiu, Ucraina era divizată între opțiunea pro-vest, să spunem, în evident, care aparținea electoratului din vestul Ucrainei, și opțiunea pro-est, care aparținea electoratului din est, care este rusofon sau rusofil. De data aceasta este foarte interesant că, în urma unor sondaje efectuate în estul Ucrainei, acolo unde actualul președinte Ianukovych a beneficiat de o importantă susținere electorală la ultimele alegeri prezidențiale. Acest ultim sondaj arată faptul că chiar și cetățenii ucraineni, rusofoni sau filoruși, s-au pronunțat în proporție de 60% pentru încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și nu pentru, și doar 40% dintre ei pentru integrarea Ucrainei într-o viitoare Uniune Eurasiatică. Vom reveni după o scurtă pauză. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Mașina timpului, în fiecare miercuri de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Am revenit în direct, sunt Radu Giordescu, urmăriți emisiunea Impact Global. Alături de mine se află doamna Ileana Racheru, doctorandă al Facultății de Științe Politice. Deci eu discutam despre Ucraina și relevanța ei. Dacă am putea compara, bineînțeles, cu un stat vecin, cu Republica Moldova, ca și situații, ca și dimensiuni, clar, nu putem să discutăm. Dar ca și semnificații. Și aici vorbim și când, pentru România, care e dublă semnificația. Ucraina este în același timp importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că este cea mai mare, practic, fostă Republica Sovietică,
după Federația Rusă, atât prin teritoriu, cât și prin prin populație, în primul rând, prin teritoriu, a doua dimensiune teritorială este de fapt Kazahstanul, dar este foarte slab populată. Însă, pe de altă parte, Ucraina beneficiază de un lobby foarte important la Bruxelles, făcut în principiu de Polonia. Deci Ucraina are un aliat foarte important. Republica Moldova. Republica Moldova are un lobby făcut de România, în primul rând, și în al doilea rând de Polonia. Însă, așa cum am mai spus, miza parteneriatului estic, atât pentru Uniunea Europeană și, evident, pentru Rusia, ca să încerce să o îndepărteze de Uniunea Europeană, este de fapt Ucraina. Uniunea Europeană, în același timp, nu vrea ca Ucraina să se integreze într-un proiect rusesc aprofundat și este mai, oarecum s-ar simți mai comodă să o mențină măcar și în această situație gri, ca să spunem așa. Pe de altă parte, dacă Ucraina nu va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, e clar că e un semn clar că totuși proiectul parteneriatului estic nu a fost unul dintre cele mai fericite. Și există posibilitatea ca, până la urmă, Ucraina să rămână într-o zonă gri, continuare? Există oarecum această posibilitate, chiar dacă Ucraina va semna acordul de asociere, Ucraina are probleme economice foarte mari și, evident, are nevoie de împrumuturi de pe piețele internaționale. Se pare că ar avea nevoie de un împrumut foarte mare, din câte am înțeles este vorba de 15 miliarde de euro, pe care, din câte am înțeles, nu-i poate acoperi Fondul Monetar Internațional și nici Uniunea Europeană. Și probabil că ar avea nevoie și de împrumuturi din partea Rusiei. Deci este foarte probabil că, în fine, în eventualitatea în care va semna acordul de asociere, Ucraina în continuare probabil va pendula între Rusia și Uniunea Europeană. Adică aceeași politică externă multivectorială. Revenind acum puțin și la Republica Moldova, iată că am avut în weekend o manifestație cu aproximativ 100.000 de persoane după anumite surse, altele spun 60.000, mă rog, aici este iarăși o contradicție. Oamenii adunați în Piața Marii Adunări care au susținut acest demers pro-european al Chișinăului. Cum poate fi perceput? Există două, practic, variante, ca să spunem așa, vehiculate de presa de la Chișinău. Pe de-o parte, o parte a presei și a comentatorilor susțin că o mare parte din cei adunați acolo au venit pentru că au fost, pentru că li s-a cerut din partea partidelor aflate la guvernare sau pentru, chiar dacă nu știau de ce se află acolo. În același timp, există o parte importantă, să spunem așa, în special a populației tinere, care susține puternic integrarea europeană a Republicii Moldova și care susțin, la fel ca și o parte a presei, că, de fapt, cea mai mare parte a mulțimii adunate acolo duminică a venit din proprie inițiativă. Evident că este un semnal foarte important pentru Uniunea Europeană, este un semnal pozitiv, în același timp este un semnal de alarmă pentru Federația Rusă, care în vară și în toamnă și-a trimis, să spunem așa, emisarii pro-Uniunea Eurasiatică la Chișinău, care oficial de altfel nu au ezitat să amenințe în mod deschis Republica Moldova cu o nouă criză a gazelor sau cu mărirea prețului la gaze. De altfel, este un semnal foarte important și pentru principalul partid de opoziție de la Chișinău, Partidul Comuniștilor, care au organizat începând din septembrie numeroase acțiuni de protest prin care practic denunțau o presupusă tentativă a Alianței pentru Integrare Europeană de a forțat Republica Moldova în Uniunea Europeană și care, evident, încercau să promoveze integrarea în Uniunea Eurasiatică. Și ne gândim totuși în perspectivă la summitul de la Vilnius, care va avea loc pe 28-29 noiembrie anul curent. Ca să răspundem și la o întrebare a unui spectator, este Moldova concurentul cu cei mai mari sorți de izbândă din cadrul parteneriatului estic? Pentru că știm că acolo se vor semna niște acorduri. Da, depinde, ar trebui însă să vedem însă, de fapt, ce înseamnă parteneriatul estic puțin în ceea ce privește semnarea acestor, să spunem, semnarea și parafarea acestor documente.
Și anume, la Vilnius se pune problema ca Uniunea Europeană, să spunem așa, să ofere ca diverse cadre de cooperare cu aceste state. Însă, pentru Republica Moldova se pune problema parafării acordului, acordului de asociere, ceea ce este o situație diferită totuși față de Ucrainei. În cazul Ucrainei înseamnă semnarea, deja este un pas înainte acordului de asociere. De ce acest decalaj? Pentru din simplu motiv că Ucraina a început negocierile pentru acordul de asociere în 2007, iar Republica Moldova l-a început în 2010. Dar ca și progrese, însă Moldova se află cu câțiva pași înaintea Ucrainei. Însă ambele state au foarte mari probleme în ceea ce privește funcționarea justiției. Și aici se va declara, de exemplu, cel mai elocvant exemplu în cazul Ucrainei este cazul Timoshenko, fostul premier care se află în închisoare și care practic a devenit principala miza negocierilor dintre oficialii de la Bruxelles și cei de la Kiev. Uniunea Europeană, în fine, o parte a oficialilor din Uniunea Europeană au spus clar că în cazul, dacă Iulia Timoshenko nu va fi eliberată, mai nou dacă nu va primi, nu va fi lăsată să primească asistență medicală în Germania, atunci acordul nu va fi semnat. Problema este practic în Ucraina, justiția selectivă, presiunile politice practic exercitate asupra justiției. Însă situația este oarecum similară și în Republica Moldova. În Republica Moldova, evident, nu există deținuți politici, însă situația este similară pentru că practic nu există reforme în ceea ce privește corupția și sistemul de justiție. Iată că totuși unul dintre spectatori întreabă ce urmărește de fapt parteneriatul estic. Este practic un cadru de cooperare, de apropiere dintre Uniunea Europeană și aceste 6 state, să spunem, în fine, din diverse, aflate în diverse etape de cooperare, care li se oferă un cadru de cooperare, dar care nu au o perspectivă clară de integrare în Uniunea Europeană. Însă, principala miză, de exemplu, a acordului de asociere, este faptul că cele două state care sunt avansate practic în ceea ce privește încheierea acordului în sine, ar fi faptul că acestea vor avea produsele lor, vor avea acces liber pe piața Uniunii Europene. Însă va trebui să facem totuși accesul liber, comerțul liber cu Uniunea Europeană este puțin diferit de încheierea acelui acord de cooperare aprofundată sau comprehensivă, care presupune și adoptarea normelor Uniunii Europene în statele respective, normele, practic, legislației. Iată și încă o întrebare interesantă. Articolul lui Vladimir Putin, New Integration Project in Eurasia, Making the Future Today, vine la 17 ani după inițiativa președintelui Nursultan Nazarbayev. Cât de utopic pare acest proiect? Dacă ar trebui să ne gândim oarecum, până la urmă, CSI în sine a fost un proiect. La momentul respectiv nu a fost un proiect utopic în 1991. Practic, era o formă de divorț civilizat, ca să spunem așa, o formă în care, civilizată, prin care URSS-ul a dispărut. Dar în același timp, foarte repede după dispariția URSS-ului, mulți oficiali de la Moscova au recunoscut că, de fapt, CSI-ul urmărea, de fapt, revigorarea URSS-ului. Proiectul acesta al Uniunii Eurasiatice, propus de Vladimir Putin în campania electorală, este, de fapt, și are origini destul de vechi, ca să spunem așa, undeva la jumătatea anilor 90, proiectul Eurasiatic a fost propus de actualul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev. Evident, scopul era același, tentativă de refacere a URSS-ului. În ce măsură este un proiect utopic? Este un proiect utopic în măsura în care acest proiect nu reușește să atragă Ucraina. Pentru că, deocamdată, în Uniunea Eurasiatică, se pare că ar trebui să
apară undeva în anul 2015. Deocamdată sunt, în fine, din ea vor face parte Federația Rusă, Belarusul și Kazahstanul, care deja au forme aprofundate de cooperare și între care există deja Uniunea Vamală. De altfel, și-a declarat declarat intenții de integrare în Uniunea Eurasiatică, liderii de la Erevan. Se pare că și Kârgâzstanul la un moment dat cocheta cu, dar totuși Armenia și Kârgâzstanul nu sunt actori suficient de interesanți pentru a crea Uniunea Eurasiatică. Ne ducem cu gândul la acele cercuri de vecinătate ale Federației Ruse, menținerea acelor linii roșii, în fond și la urmă. Da. Că tot se discută de linii roșii în ultima perioadă. Putem să așteptăm și o reacție mai puțin diplomată din partea Federației Ruse, pentru că ne ține minte august 2008. În legătură cu cine? Cu Azerbaijan? Nu poate să fie. Adică în legătură cu Georgia nu este cazul, că Georgia deja a fost pedepsită în 2008. Pe de altă parte, este clar și pentru liderii de la Moscova că Georgia nu poate avea un parcurs eurasiatic. Adică asta înseamnă sinucidere politică pentru clasa politică de la Tbilisi, indiferent cine ar fi ei. În același timp, în fine, cu Armenia au rezolvat situația, deci se duce în Uniunea Eurasiatică. Azerbaijanul oricum nu este interesat de acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Se pare că vor încheia doar un parteneriat de modernizare. Mai rămâne în cazul Transnistriei. Deocamdată în cazul Transnistriei sunt presiuni făcute de Rusia prin intermediul autorităților de la Tiraspol, dar este puțin probabil să existe, în fine, un conflict. Tipul 2008. Ok, haideți să vedem acum ce așteptări avem de la summitul de la Vilnius. Foarte dificil de spus. Depinde de decizia pe care o iau autoritățile de la Kiev în legătură cu cazul Timoshenko. De altfel, în fine, se pare că nici la nivelul Uniunii Europene nu există clar o opinie formată cu privire la situația Iuliei Timoshenko, și anume, cel puțin informal, unii lideri europeni susțin că totuși s-a exagerat faptul că s-a pus atât de mult accent pe acest caz, având în vedere faptul că trebuie să recunoaștem că Iulia Timoshenko era și ea un politician corupt, adică, dar pe de altă parte nu a avut parte de un proces corect. Deci, prin urmare, oarecum cerințele Uniunii Europene sunt justificate. În același timp, Uniunea Europeană totuși a redus oarecum cererile de la practică liberală necondiționată. Ulterior au ajuns să solicite doar posibilitatea ca Timoshenko să poată călători în Germania pentru tratament. Să ne referim puțin și la Belarus, în acest caz special, dar după o scurtă pauză. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit în direct, urmăriți emisiunea Impact Global. În această seară discutăm despre parteneriatul estic. Alături de mine se află doamna Ileana Racheru, consilier furnizare expertiză pentru Institutul Diplomatic Român. Așa cum spuneam înainte de pauză, să discutăm puțin și de Belarus, situația acestui stat. Este oarecum interesantă situația acestui stat. După cum știți, a fost denumit ultima dictatură din Europa. Bine, de fapt, președintele a fost numit ultimul dictator din Europa. Pentru Belarus, parteneriatul estic, negocierile în cadrul parteneriatului estic nu au fost deschise, pentru că ultimele alegeri parlamentare au fost fraudate. De altfel, Uniunea Europeană nu a recunoscut rezultatele alegerilor. Practic, pentru Bruxelles, actuala componență a Parlamentului de la Minsk este una ilegitimă. În același timp, Belarusul are, în fine, foarte multe probleme în ceea ce privește drepturile omului, suficient de mult de sinus politici, însă, oarecum să spunem așa, singurele lucruri interesante care s-au întâmplat în ceea ce privește, să spunem,
oarecum strategiile Minskului față de Uniunea Europeană în cadrul parteneriatului estic ar fi faptul că Uniunea Europeană a ridicat temporar restricții de călătorie în statele Uniunii Europene pentru ministrul de externe al Belarusului. În același timp, există un joc foarte interesant pe care Lukashenko îl face între Rusia și Ucraina. În mod oarecum, n-aș putea să spun surprinzător, ci oarecum de așteptat, putem spune că totuși Lukashenko nu este vasalul perfect al Moscovei, și anume momentul în care Federația Rusă a decis restricționarea accesului produselor ucrainene pe piața rusească, Belarusul nu a luat măsuri similare, deși este membru al unei uniuni vamale și cu Federația Rusă și în mod normal ar fi trebuit să aplice aceleași norme. În același timp, liderul de la Minsk a acceptat în mod surprinzător, oarecum pentru ucraineni, ratificarea de către Parlamentul de la Minsk a tratatului politic de bază dintre Ucraina și Belarus, tratat care era esențial pentru încheierea negocierilor dintre Kiev și Bruxelles. De altfel, autoritățile de la Kiev oarecum au fost luate prin surprindere puțin de această mișcare a Lukashenko, care mai mult timp, mă rog, pentru câțiva ani a decis în fine, să nu se impună practic Parlamentul de la Minsk să nu ratifice acest acord, dar cu prilejul ultimei întâlniri dintre Ianukovici și Lukashenko, acesta i-a înmânat practic tratatul deja ratificat. Putem să vedem Belarusul post-Lukashenko? Este foarte dificil de văzut Belarusul post-Lukashenko, în primul rând pentru că Lukashenko nu este foarte bătrân, să spunem așa, are vreo 60 de ani și prin urmare, nu, din câte știu, nu are probleme de sănătate și atunci... Da, în același timp nu poate fi înlăturat cu ușurință de la putere, pe de-o parte pentru că, evident, Moscova nu s-ar simți confortabilă cu o, nu știu, un fel de revoluție colorată, să spunem, la Minsk. De altfel s-a încercat o revoluție care a fost practic din fașă, eșuată undeva, cred că prin 2003. În același timp, însă, opoziția din Belarus este aproape inexistentă, deși este puternic susținută de Uniunea Europeană și de Polonia. Pe de-o parte pentru că nu are proiecte și pe de-altă parte pentru că regimul adoptă măsuri represive. Deci, deocamdată vom observa un status quo, probabil, da, în perioada următoare. Să revenim puțin la parteneriatul estic. Iată că observăm o Uniune Europeană destul de slăbită, mai ales după criza euro, cu atenție sporită acordată în trecut flancului sudic în urma primăverii arabe, exact, și așa mai departe. Ce ar putea face pentru îmbunătățirea parteneriatului estic? Eu cred că totuși după Vilnius și Uniunea Europeană are oarecum nevoie să regândească cumva strategia față de statele din imediata vecinătate estică. Pe de-o parte pentru că practic există state care, în fine, au diverse grade de apropiere de normele europene, pe de altă parte și pentru a evita situații în care, să spunem, regimurile problematice din regiune alunecă și mai mult pe panta măsurilor autoritare sau chiar dictatoriale. Ar fi cazul Azerbaidjanului, care Uniunea Europeană practic nu-și permite să nu coopereze, având în vedere faptul că azerii beneficiază de resurse importante de gaz și petrol. Și acum să revenim puțin și la România. Care ar putea fi rolul României în acest context? Și eu spunea și de Azerbaidjan, să uităm că avem și un parteneriat strategic cu această țară. Era totuși interesant, că ar fi interesant ca România probabil să urmeze o strategie asemănătoare Poloniei. România poate fi evident un exemplu de integrare europeană pentru statele din vecinătatea estică și România ar trebui oarecum să încerce să dezvolte relații cu toate statele din vecinătatea estică, nu doar cu Republica Moldova. Practic, România la momentul actual oarecum se limitează doar la prioritatea permanentă, așa numai Republica Moldova.
În același timp, după, oarecum să spunem, resetarea relațiilor cu Ucraina, apărută, în fine, oarecum după 2009, la momentul actual este practic o stagnare, a existat doar o vizită a ministrului de externe al Ucrainei la București. Interesant ar fi ca relațiile să se reia oarecum. Dacă ne aducem, au fost niște probleme la un moment dat, pe linie diplomatică. Da, principala problemă este practic modul în care Kievul se raportează la drepturile minorității românești din Ucraina. Ulterior a fost situația cu platoul continental al insulei Șerpilor și evident alte chestiuni aflate încă din anii 90 pe agenda bilaterală, situația combinatului de la Krivoi Rog și alte proiecte care până la urmă sunt începute și abandonate, de exemplu crearea unui institut cultural român în Kiev. Și importanța și relevanța Georgiei și Azerbaijanului în acest context, să ne amintim și de anumite proiecte de natură economică pentru România. Da, deocamdată proiectul Agri, care părea foarte promițător, este oarecum într-o fază de stagnare. Nu am auzit nimic despre el, nu există. În același timp, Azerbaijanul a anunțat acum câteva luni că renunță la proiectul Nabucco. Da, ce... Exact. Da, sperăm să nu aibă aceea soartă și Agri. Agri era un proiect destul de scump și probabil că, având în vedere ultimele evoluții, care de fapt nu anunță nimic, și mereu s-a făcut această comparație între România și un alt jucător relevant ca Uniunea Europeană, și anume Polonia. Da, Polonia. În ce măsură la ora actuală se poate compara România din punct de vedere al parteneriatului estic cu această țară? Eu nu cred că putem face o comparație, având în vedere faptul că Polonia este unul dintre inițiatorii parteneriatului estic, având în vedere faptul că Polonia este unul dintre cei mai importanți actorii din Uniunea Europeană, ca să spunem așa, nou integrați, și care începe să aibă și chiar are, de fapt, foarte multe influențe în spațiul estic. Polonia are relații privilegiate cu Ucraina, în același timp și cu Belarusul. De altfel, și Moldova începe să cocheteze foarte mult, se bazează foarte mult pe lobby-ul polonez de la Bruxelles. Și atunci România mi-e foarte greu să o placez undeva în parteneriatul estic. Deci revenim la o veche problemă, ceea ce la lobby-ul la Bruxelles, la România, care pe locul este exact deficitar. România, de altfel, Ministerul de Externe a anunțat de curând că va susține practic parafarea de către Republica Moldova acordul de asociere și semnarea cu acest acord de către Ucraina. Însă, pe de altă parte, România are un non-activism în zonă, dacă putem să spunem așa. Este trist acest lucru și sperăm totuși ca viitorul să aducă niște schimbări la nivelul politicilor interne, în primul rând. Pentru că orice politică externă are ca și sursă o politică internă stabilă. Da, deocamdată am citit doar despre, în interviul acordat de curând de Titus Corlățan, despre relansarea relațiilor cu Federația Rusă și, evident, o posibilă relansare a relațiilor cu Ucraina. Au mai existat vizite ale premierului Ponta în Azerbaijan și în Kazakhstan. Sperăm ca și această inițiativă să aibă totuși să dea un imbold estului pentru România. Doamna Rachiru, vă mulțumesc mult pentru participare, iar eu vă aștept marțea viitoare de la ora 19 la Impact Global. Toate cele bune, o seară bună! La revedere! Cu tecnologia.
tehnologia, ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea, nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană.